Nu puțini au fost participanții la trafic, șoferi sau pietoni descoperiți în neregulă. În funcție de gravitatea faptelor, s-au ales cu amendă și permisul suspendat. Au fost și șoferi pe numele cărora a fost întocmit dosar penal. Am consumat acasă. Nu mai, vă rog frumos. O bere și ceva. 0,59? Cam mult pentru o bere. Poate ați mai consumat ceva, vă mai aduceți aminte? Nu, domnule. Polițiștii din județul Olt au desfășurat în această mini-vacanță o amplă acțiune menită să prevină producerea de accidente. Au fost verificate câteva sute de autoturisme, dar și foarte mulți pietoni. Sancțiunile au fost numeroase și au variat în funcție de gravitatea faptelor. Au fost reținute permise de conducere pentru nerespectarea regimului legal de viteză, au fost reținute permise pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor, și au fost constatate infracțiuni la regimul rutier. Aici ne referim la consum de băuturi alcoolice peste limita legală și conducerea unor autovehicule pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat. Acțiunea polițiștilor de la rutieră vine în continuarea unei alte acțiuni desfășurate pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale din segmentul stradal. Aceasta s-a soldat cu aplicarea peste 300 de sancțiuni în valoare de 71.000 de lei.